V-ați gândit vreodată cum veți trăi peste 20 de ani? Dar peste 30? Cum va arăta comunitatea voastră? Parcul de lângă casă? Școala unde vor merge copiii? Cum vă veți dezvolta afacerea? Cu ce vor fi încălzite locuințele? Cum vor arăta drumurile din țară și ce va crește pe ogoarele Moldovei? Dezvoltarea durabilă înseamnă schimbarea modului de gândire despre viitor și găsirea unor soluții viabile pentru ca oamenii să trăiască în bunăstare și prosperitate, într-un mediu curat, multe generații înainte. Pentru a răspunde provocărilor globale energetice, de mediu și dezvoltare durabilă, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să implementeze reforma fiscală de mediu, reformă realizată cu sprijinul Fondului Global de Mediu și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Reforma se bazează pe câteva principii. Poluatorul plătește, impozitare și taxare corectă și plenară a tuturor activităților poluante, de la producție industrială până la folosirea mașinilor personale. Utilizatorul plătește, stabilirea unor tarife adecvate pentru folosirea resurselor naturale, inclusiv a apei, aerului și solului, și a surselor de energie fosile, cum este cărbunele sau gazul natural. Prevenirea și controlul poluării. Obligația autorităților administrației publice centrale și locale de a preveni degradarea mediului, de a-l proteja și păstra pentru generațiile viitoare. Planificarea și bugetarea durabilă la nivel local și central, care să acopere atât necesitățile imediate de dezvoltarea comunităților, cât și obiectivele de dezvoltare prietenoasă mediului de termen lung și încurajarea inovațiilor ecotehnologice în toate domeniile vieții și economiei, inclusiv în agricultură, sectorul energetic, construcții, dar și în instituțiile publice, școli, spitale și locuințe. O soluție naturală în cazul serviciilor publice poate oferi același grad de confort pentru beneficiari, fiind în același timp mai eficientă și mai durabilă. În asemenea cazuri, alegerea unor soluții ecologice este nu doar rațională, dar și obligatorie pentru cei care privesc spre viitor. Acest lucru este confirmat și de exemplul localității Cărpineni-Hâncești, unde o mare parte a satului este alimentată cu apă prin intermediul unui sistem ecologic ce pune în practică legile naturii. Atunci când am devenit primar în comuna Cărpineni, de fapt nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Oamenii erau nevoiți să provizioneze cu apă potabilă din fântânile care, de fapt, nu aveau apă potabilă. Am găsit 4 izvoare cu un debit de peste 400 de metri cub, care sunt amplasate la o altitudine de peste 100 de metri deasupra satului, ceea ce ne permite ca să putem să aprovizionăm o parte mare din populația noastră gravitațională, adică fără ca să folosim pompe, curent electric și alte utilaje care ar mări presiunea în rețea. În anul 2010, 2011 și 2012 am reușit să construim peste 78 de kilometri de acveduct în localitatea noastră. Amenajarea localității este o problemă destul de serioasă și de importantă pentru toate localitățile din Republica Moldova. Ar fi bine ca să avem mai multe taxe de mediu pentru ca să încercăm să rezolvăm și problema depozitării gunoiului din localități. Responsabilitate pentru ziua de mâine și grija față de generațiile viitoare îi motivează pe reprezentanții autorităților locale să caute soluții durabile pentru dezvoltarea comunităților. Ne dorim ca aceste reforme din Republica Moldova, reformele democratice, să fie îndreptate spre cetățeanul simplu, cetățeanul din localitățile noastre rurale. Am reușit să evoluăm în anumite lucruri în dezvoltarea locală, dar pentru aceasta ne mai lipsește foarte mult o autonomie locală. Ne dorim foarte mult ca această deschidere a fondurilor de susținere în dezvoltarea locală să fie depolitizate și ca ele să ajungă în fiecare localitate din țara noastră. Este necesar să dezvoltăm cât mai multe proiecte de dezvoltare intercomunitară, proiecte și servicii de salubrizare și de mediu. Comunitățile care doresc să se dezvolte durabil pun în capul mesei progresul economic, dar și responsabilitatea față de mediul înconjurător. Pentru a reuși să atingă aceste obiective, autoritățile locale au nevoie de pârghii fiscale și alte instrumente de politici care să faciliteze inițiativele de dezvoltare durabilă din localități. Anume autonomie financiară, anume
baza financiară a autonomiei în general locale, este posibil și o soluție cheie pentru ca în perioada următoare primăriile noastre, autoritățile publice locale, să beneficieze de mai multe resurse și posibilități de a dezvolta comunitățile noastre locale. Deci în perioada următoare este extrem de important ca să avansăm pe domeniul descentralizării financiare, ceea ce înseamnă în fond ca autorităților locale să li se transfere mai multe resurse financiare, mai multe impozite la nivel local, mai multă libertate de a decide în domeniul activităților economice la nivel local. De asemenea, dacă vorbim despre dezvoltarea locală, menționăm faptul că autoritățile locale în ultimii ani au tot mai multe oportunități de a-și dezvolta comunitățile prin intermediul proiectelor, prin intermediul fondurilor care vin din străinătate. Și aici este o mare necesitate ca autoritățile locale să beneficieze de o susținere în ceea ce privește creșterea capacităților de a atrage aceste fonduri. Agenția de Dezvoltare Regională are o responsabilitate în oferirea de fonduri pentru aumentarea proiectelor durabile, ce au drept scop realizarea acelor servicii publice prin sistemele de aprovizionare cu apă, canalizare, sanitații, sistemele de management a deșeurilor. Agenția de Dezvoltare Regională susține și încurajează implementarea reformelor care ar contribui la progresul economic, dar și sporirea responsabilităților față de mediul înconjurător pentru o comunitate durabilă. Oamenii, autoritățile și mediul de afaceri pot lucra împreună pentru a realiza acasă șansa de a avea o viață mai bună într-un mediu primitor. E timpul să ne gândim la viitor. Proiectul Reforma Fiscală de Mediu este implementat în Republica Moldova cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și este finanțat de Fondul Global de Mediu. Coordonator național al proiectului este Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Opiniile exprimate în acest film aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.